Intrăm pe proiectul salvat, o să ne apară la recente. La recente? Da, ar trebui să apară. Dacă nu, dublu click până de la salvat și pornește. A pornit chiar proiectul? Ah, perfect. Atunci ați ajuns deja unde urma să ajung și eu. Bun, haideți să vă explic un pic logica programului și a proiectării în general. Și pe structura asta va fi și cursul nostru. Deci am avut proiect. Uitați aici, în zona asta din stânga. Proiect a fost prima etapă. Dacă facem dublu click pe proiect, ne aduce înapoi în fereastra asta. Deci de aici am plecat noi și putem să ne întoarcem oricând. După care, indiferent de tipul de structură, vom lucra cu niște axe de construcții. Axele astea, sistemul de axe, au mai multe roluri. Un prim rol va fi un suport grafic pentru structura pe care o introducem. Un alt rol este că prin aceste axe programul generează automat planșe. Deci niște general arrangement drawing, niște planșe la nivel de proiect tehnic, le va genera automat program, chiar dacă este chiar în situația în care el e considerat program de calcul. Asta este o abordare, deci pe baza sistemului de axe, în combinație cu un modul numit structură, să ne desenăm de la zero clădire. Cum o să facem în acest curs? Deci sunt mai multe variante. În știa pot să desenez de la zero clădirea pe baza unor axe sau pe baza unui import DVG. Sau a doua variantă este să import dintr-un program BIM, cum ar fi al planul, modelul, îi aliniez axele cu niște funcții automate și apoi continui cu calculul. Deci există și posibilitatea asta ca să nu o luați mereu de la început. Dacă ați desenat un alt plan, o transferați direct către scia pentru calcul, ca să nu faceți geometria de două ori sau invers. Ați adus-o în scia, ați modificat niște elemente și le duceți înapoi în alt plan. Asta este unul din avantajele conceptului BIM, Building Information Modeling, prin care pot face schimbul de date. Acum, după ce se face geometria structurii prin una din cele două metode, adică ori am importat din alt plan, ori am desenat-o pe bază de axe și importul DVG, vom face evaluarea acțiunilor. Deci vom destabili ce încărcări apar pe clădire, încărcări permanente, variabile, vânt, zăpadă, seism, toate astea le vom face. După care vom genera combinații automate de proiectare. Apoi facem calculul cu element finit, să vedem rezultate, forțe, deplasări, reacțiuni. După care vom avea niște module per material dedicate prin care dimensionăm elementele structurale din oțel, elementele structurale din beton. Și putem face și pentru lemn, aluminiu, compozite, sticlă, așa mai departe. După care, după ce ne-am terminat partea de proiectare și am ajuns la o soluție bună, vom face un raport de inginerie. Deci facem un breviar de calcul ce descrie tot procesul nostru de lucru. De când am desenat clădirea până când am dimensionat-o și verificat-o. Și apoi avem niște funcții de desenare. Putem genera niște planșe de principiu pentru tot ce am lucrat. Aici biblioteci sunt baze de date pe care le utilizăm și diferite alte instrumente. Asta va fi fluxul de lucru, deci de la ceea ce așteptăm să calculăm o structură și să obținem un breviar de calcul ce justifică soluția și niște schițe, desene care prezintă soluția. Asta e ce vrem să obținem de la el. Și vom începe cu prima abordare, adică cea de a desena structura. Vă ziceam că propunerea mea este să lucrăm o hală mixtă în care profităm de comportarea materialelor. Adică vom face o hală cu o deschidere destul de mare, să spunem 24 de metri. Deschiderea o vom acoperi cu o grindă cu zăbrele, care în general la deschideri mari este cea mai eficientă soluție. Iar pentru stâlpi, ca să nu folosim niște stâlpi cu profile mari sau să asamblăm stâlpi să-i zăbrelim, să fie multă manoperă, vom folosi niște stâlpi din beton, care pot fi prefabricați sau monoliți în funcție de dimensiunea acestora. Betonul natural lucrează bine la compresiune și atunci poate fi o soluție foarte economică. Singura problemă
pe care trebuie să ne ferim când facem o astfel de structură, deci economică este, a dovedit din mai multe analize și utilizări, unde apar problemele și chiar în etapa asta de autorizare este cu verificările la foc. Deci un acoperiș din oțel trebuie verificat la foc și dacă el nu ține natural la foc și întotdeauna sub acțiunea focului proprietățile sunt scăzute ale oțelului, trebuie tratat cumva. Cu o spumă sau placat, o să discutăm chiar și despre părțile astea, cum protejăm structura la incendiu. Dacă noi nu furnizăm un breviar de calcul cum am salvat structura la incendiu, pompierii nu o să ne dea acordul și atunci nu o să se poată construi hala noastră. Dar e o soluție ieftină, adică poate fi mai ieftin să facem acest calcul, să determinăm, să vopsim profilele față de o soluție prefabricată din beton armat. Bun. Haideți să începem prin trasarea axelor. Pentru asta o să intrăm pe sistem de axe. Faceți un click și vom face un sistem spațial. Deci sunt mai multe tipuri de rastre. Vă recomand să alegem rastru din linii 3D, pentru că acest tip de rastru îmi permite să generez și planșe pe urmă. Deci alegeți rastru linii 3D, este un fel de grid. Aici, pe direcția A, în general, punem deschiderea mare. Adică vă ziceam 24 de metri. Da. La DX. Acum există travee sau coordonată. Care e diferența? La travee spun variația între deschideri față de coordonate unde zic poziția față de origine. Deci lăsați travee și atunci și scrieți 24. Da, la B va fi 24 cu o repetiție. Asta înseamnă 1. Și în partea dreaptă o să-i facem niște deschideri, să spunem la 6 metri. Vă recomand să lucrați în general cu multiple de 3 metri, că profilele vin la 12 metri. Dacă eu aleg o deschidere de 6 metri, atunci pierderile sunt foarte mici, că vine profilul la 12, îl taie în două și pun capete. Dacă o fac de 5 metri, rămân cu 1 metru și nu știu ce să fac cu 1 metru ăla. Ori fac o vută, ori îl arunc la gunoi și apare un cost mai mare. Ce anume? Mă uit imediat. Deci am pus 6 repetiții și acum pe verticală o să fie o conformare un pic mai specială. Deci eu cumva am în minte structura pe care urmează să o realizez. Să fie în genul acesta. Deci vom avea un stâlp din beton, adică doi stâlpi din beton. Situați la o distanță măricică de 24 de metri între ei. Și vom avea o grindă cu zăbrele între. Dar grinda cu zăbrele o să stea și ea pe un profil metalic. Deci eu nu am cum să asigur plăcuța direct, să pot transfera forțele tăietoare din grinda cu zăbrele direct către stâlpul din beton. Deci de aceea grinda cu zăbrele se va așeza pe un profil metalic. Ați învățat despre grinzi cu zăbrele, nu? Știți ce sunt. Ok. Și vom avea și o pantă în acoperiș. Și în fine, vom conforma cumva zăbreluțele astea, montanți, găsim împreună o soluție interesantă pentru structură, ca să acoperim o deschidere mare. Nu știu, în fine, am schițat aici și o să o desenăm mai precis imediat. Dar vă ziceam că aici vom avea un stâlp din beton, apoi am un profil metalic și apoi structura cu zăbrele. Și ca și înălțime, nu știu, să spunem că o facem pe asta de 6 metri. Bucățica asta metalică 0,5 metri. Și pe aici o să punem 2 metri la coamă mărimea asta, iar asta 1, 1 metru. O să fie aici o cotă. Bun. Deci, în ideea asta, că am aici niște praguri, o să trec valorile. Adică, ziceam de stâlp să aibă 6 metri.
După care, următoarea este de 0,5. De unde începe tronsonul. O să-i mai pun pentru partea de sus 1,5 metri. Aveți și o cutie aici de navigare, exact ca în AutoCAD, în Navi Cube, prin care putem vedea rastru. Deci, asta va fi un sistem de sprijin al desenului nostru. Și la setări desen, intrăm în următorul tab, să ne mulțumim să avem doar etichetele astea la bază, mai puțin. Da. De fapt, lăsați-l așa cum e. Nu mai schimbă, că nu ne încurcă cu nimic. Îi dăm doar OK. Și în loc de grid 1 putem scrie axe construcție. Fiindcă el va memora sistemul acesta de axe. Și îl vom pune în originea sistemului. Mai ales când desenați de la zero în structură, vă recomand să fiți cât mai aproape de originea sistemului. Observați, asta e pentru orice program, și de calcul și de desen. Că sunt mai puține calcule geometrice și se mișcă mai bine programul. Deci o să scriu 0,0 sau 0,0, depinde ce separator aveți între valori. Setare de Windows și dăm Enter. Deci am pus 0,0 sau pune 0,0 dacă dă vreo eroare și dați Enter. Să mergem mai departe. Următoarea etapă este să ne definim niște secțiuni transversale. Dar înainte de asta să ne alegem și oțel. De fapt, pot să explic lucrul ăsta. Aveți sus un profil, secțiune transversale. E un buton. Dacă îl puteți găsi, e cu un profil I și un profil U pe sus. Secțiune transversale. E un profil I și un profil U cu galben. E mai pe la mijloc, așa. Sau mai în stânga, unde l-ați avea. L-ați găsit? Bun. Aici ne apar niște secțiuni transversale care sunt dependente de materialul selectat. O să vedeți că sunt destul de puține pentru că am ales doar beton. Rugămintea este să dați închidere și închidere ca să activăm și oțelul. Deci mergeți pe proiect acum și să bifăm și un oțel. Da. Și putem alege de aici. Aveți idee ce reprezintă literele de după? Sau ce înseamnă un S235JR? Corect. Deci valoarea 235 e rezistența la curgere, formată megapascal. Și JR-ul, J0, J2, vă zice ceva? Marca oțelului. Acum, când faceți bazele metalului, se studiau. Nu. Încercare Sharp a materiale de construcții? Bun. În orice caz. E vorba de temperatura de exploatare a oțelului. Momentan, alegeți un S235, simplu sau JR. E doar o denumire, motivul pentru care în program sunt atâtea, sunt ca programele de detaliere să-l recunoască. Adică dacă îl ducem într-un, ziceam, în Gritec sau Tecla, și programele de detaliere au o bază de date și recunosc materialul și îl mapează corespunzător. Deci alegeți un S235, poate fi și simplu. Da, aș prefera JR. Și dați OK. Și acum reveniți la butonul cu profile, că deja știți unde e. Și o să vedeți că aveți mai multe profile. Ați găsit? Da. Bun. Să vă explic care e treaba cu profilele acestea. În principiu, structura noastră de tip hală va fi alcătuită din bare. Barele o să aibă atribuită o secțiune transversală, ce o să le dea impresia că e un model 3D.
că extrudând secțiunea transversală, pare că e 3D. Noi acum definim niște profile transversale și apoi le vom aplica elementelor. Vom începe printr-un profil metalic. Aici avem foarte multe categorii de secțiuni transversale. Avem odată bibliotecă de profile, ce îmi dă diferite tipuri de profile. Aveți o poză cu forma, poate fi profile I, țev rectangulare, corniere, țev circulare, uri, profile îndoite la rece, șine și așa mai departe. În beton sunt forme simple pentru beton. Forme geometrice sunt niște forme parametrice, putem da noi parametri. Numeric este o abordare în care facem o secțiune transversală cărei cunoaștem caracteristicile secționale. Deci în loc să desenăm profilul real, îi punem noi aria, momentul de inerție, modulul de rezistență, toate acele secțiuni. General este o formă prin care putem desena sau importa din AutoCAD orice secțiune transversală puteți desena închis și să calculeze programul caracteristicile secționale. Perechi sunt ansambluri de profile perechi, cum vom și utiliza la ferma metalică. Deci ferma, ca să iasă foarte ieftină, vom face din corniere spate în spate cu gusee și o să vedeți că este un consum foarte mic. Profile închise sunt diferite profile compozite, sudate între ele. Vutele sunt niște profile variabile din metal. Profile sudate, profile alcătuite din table sudate, grinzi monolite, prefabricate, secțiuni pentru poduri. Deci sunt foarte multe secțiuni disponibile, inclusiv bar, beton cu armătură rigidă. Ați auzit de astfel de element? Deci există structuri care au profil metalic și este îmbrăcat într-un stâlp din beton și are și armătură. Genul ăsta de elemente se folosesc la clădiri foarte înalte, de 30-40 de etaj, fiindcă dă o rezistență foarte mare. Da. E alt principiu. Pur și simplu e și metal și au toate avantajele. Au avantajele și a metalului și al betonului. Sunt mai rare, sunt mai costisitoare, dar v-am zis unde se aplică. Unde a plecat colegul meu, Alin Epure, în Dubai, se fac astfel de structuri. Fabricat sunt aici niște structuri ArcelorMittal, nou s-au instalat. Elemente virtuale sunt niște ferme pentru standard american. Bun, le-am trecut în revistă, acum le și utilizăm. Vom pune un profil de tip HEA, care va fi exact tronsonul ăsta mic, stâlpișorul ăsta de sus. O face un HEA, nu știu, 300, să spunem, HEA 300. Deci cum funcționează? Alegem întâi forma, că e de tip I. În prima fază, atenție să puneți filtrul jos pe european. El are o bază de date mare, dar nu punem niște profile chinezești, facem o soluție economică și după aia trebuie să importe profile din China. Aveți doar european sau? Da, deci alea sunt niște filtre ce curăță un pic ca să nu intrați pe domenii de unde după aia nu le mai puteți găsi profilele. Deci ei caută să fie sigur că sunt disponibile pe piața pentru care proiectați. Și alegeți poza de I, căutați un profil HEA și alegem sortimentul 300 și dacă le-am găsit, îi dăm pe săgetuța asta spre dreapta ca să-l aducă în proiect. Deci, ați ajuns aici? Da, da, deci am dat pe săgetuța aia și am deschis poza asta. Aici găsim toate caracteristicile secționale specifice acestei secțiuni. Adică arie, momente de inerție, module de rezistență și inclusiv dimensiunile le găsim undeva jos, descrise, dimensiunea inimii, a tălpilor. Ele fiind profile de catalog, nu prea interesează pe nimeni să aibă și cote. Deci el e standardizat profilul, dacă e HEA 300 știe producătorul ce trebuie să vă dea. Îi dăm doar OK. Și acum o să adăugăm și un stâlp din beton. Alegem beton și alegem prima poză cu dreptunghiul
și-l aducem cu săgeata asta în catalog. Și aici să punem un stâlp de 500x500. Și să fie betonul C3037, cel implicit ales de noi. Îi dăm OK. Închidere. Și acum aș vrea doar să facem niște mici schimbări la denumiri. Adică CS1 ar fi din engleză de la Cross Section 1. Noi o să spunem că este stâlp metalic. Iar la celălalt, în loc de CS2, scrie stâlp beton. Lucrurile astea sunt mărunte, dar contează când facem briviarul de calcul, că o să știe în ce elemente apar ce forțe. Dacă lăsăm CS1, CS2, e mai confuz. Să-i dăm închidere. Și acum vom intra în modulul structură. Modulul structură vine cu submodule care sunt grupate. De câte ori vedeți un plus în fața unei funcții, înseamnă că mai avem niște funcții de desubt acestea, ce se pot extinde. Avem nevoie de funcția stâlp, care se găsește sub elemente 1D. Deci elemente 1D sunt elementele definite de tip bară, sunt elemente liniare, care în funcție de modul de trasare poartă denumiri diferite. Poate fi un element care are o secțiune oarecare, grinda este orizontală, stâlpul e vertical. Alege stâlp. La structură, extindem elementul 1D, stâlp. Aici vom alege stâlpul din beton. Deci avem diferite secțiuni transversale în funcție de ce am definit. Dacă vrem să definim o altă secțiune transversală, putem intra pe puncte-puncte și să facem una nouă. Dar acum doar alege stâlp beton. Sunt câteva proprietăți. De exemplu, tipul de element va fi stâlp. De fapt, să încep cu numele. Fiecare bară va primi un număr. Pentru că în momentul în care scoatem tabele de eforturi și diagrame, ele sunt legate de anumite bare. Barele sunt unice prin acest număr. Și o să lăsăm implicit B1. După care, tipologia îmi influențează în mai multe locuri. De exemplu, în limitarea săgeților. Deci continuăm. Suntem la funcția de introducere a stâlpului. Și acum o să începem cu stâlpul ăsta mare de beton de 6 metri. Deci o să-i spun 6 metri aici. Începem să comentez. Tipuri îmi influențează în mai multe locuri. Deci prin comunicarea tipului de element, programul știe la cât se limitează săgețile sau în cazul panourilor de încărcare pe ce tip de element să pună. El implicit îl pune stâlp. Deci când am aleg un stâlp, știe că sunt stâlp și atunci în dreapta mai este scrisă o valoare, valoarea reprezintă prioritate. Ce înseamnă prioritate? Când o să am intersecții de volume, elementul cu prioritate mai mare câștigă intersecția respectivă. Astfel încât eu să am și un model structural, ce-l pot duce pe urmă în alt plan și așa mai departe. Dumneavoastră nu faceți nimic, lăsați-l stâlp. Metodă de analiză standard. Există și un model special de grinzi ajurate. Dați niște grinzi cu anumite decupaje și puse unele peste alte. Secțiune stâlp din beton. Alfa este un unghi cu care putem roti secțiunea. Nu e cazul. Iar axa de analiză o lăsăm centrată. O să vă arăt ce înseamnă modificarea axei de analiză. Dar aici nu mai insistăm. Ce trebuie să faceți dumneavoastră este să vă asigurați că aveți stâlpul din beton. Lungimea 6 metri. Și punct de inserare jos. Adică o să spunem unde este baza stâlpului. Deci 6 metri jos și secțiunea din beton. Dați OK. Și acum ca să-l putem introduce precis pe spațiul de lucru, căutați în partea de jos opțiuni puncte specifice. Un fel de snap options. Ca în AutoCAD. Adică la ce, de ce elemente să se agațe. N-ați găsit...
Snap-ul. E cu ceva cu albastru. Opțiuni puncte specifice. În zona asta de Snap, nu o să bifăm tot. Bifăm pe măsură ce utilizăm. Ce aș vrea să lăsați acum ar fi Snap-ul să fie pe linie de rastru. Deci să nu fie pe rastru din puncte, să fie pe linie de rastru. Și B-ul, puncte de capăt, noduri. În rest să nu fie nimic bifat. Deci linie rastru și B. Ca puncte de capăt, noduri. Și dați OK. Și acum o să observați când vă apropiați de unul din punctele de pe liniile de rastru, se văd niște cutiuțe. Bun. Ce să-i facem? Păi punem un stâlp în punctul A și un punct în stâlpul B. Și schimb. Da, escape ca să închidem comandă. Ați reușit să puneți două bețe? Bun. Păi, dacă ați reușit să punem două bețe, mai punem încă două bețe. O să punem stâlpul metalic. Deci dacă ați reușit să puneți asta, mai apelați odată funcția stâlp. Da, de data asta stâlp metalic, de jumătate de metru. Cu punct de inserare jos. Da, 0,5. Și l așezați, puteți face zoom și așezat chiar pe bun. Navigarea e fix ca în AutoCAD, adică cu rotița face zoom in, zoom out, apăsând pe rotiță faceți panning, iar dacă țineți pe control și pe click dreapta, se rotește modelul. 0,5 e lungimea. Da, escape. Bun. Dacă vreți să vedeți un pic mai bine ce am lucrat, adică să nu fie la nivel de ax, avem jos niște butoane. Unul este de afișare, ascundere suprafețe și celălalt este de umplerea suprafețelor. Și un alt lucru, deci pe lângă să apăsați pe butoanele astea două, aș vrea să punem și culori după secțiunea transversală. Pentru asta dați click dreapta pe spațiu de lucru și alegeți a treia opțiune numită setare, setări parametri pentru vizualizare. Prima. Da. Setări parametri vizualizare. Aici o să mai umblăm, o să pară complex. Aici facem diferite setări, ce să vedem. Ca să vă fie mai prietenos, asigurați-vă că e pusă bifasa din colțul stânga de jos. Afișare numen tab. Ca să vă apară etichete, să știți ce căutați. Și a doua modificare, vreau să puneți la stil plus culoare, culori după secțiunea transversală. Și dați OK. Deci stil plus culoare să fie culori după secțiunea transversală. Bun. Culori după secțiunea transversală înseamnă că programul își citește culorile din secțiunile transversale. Dacă nu vă plac cu galben și așa cum l-a făcut, se pot schimba din editarea secțiunilor. Nu e necesar să faceți lucrul ăsta, vă arăt doar așa. Și stâlpul să-l fac pe altă culoare. Deci în modul ăsta puteți controla foarte bine cum sunt ce? Culorile? Sau? A, sunt două butoane aici. Deci primul buton în groaș mi-arată doar suprafața și ca să o umple, l-a pus și pe al doilea. Le-ați găsit? Da, dacă vreți să schimbați și culorile, pur și simplu intrați pe cel de secțiune, editare și puteți schimba culori. Dar nu e obligat.
Dar întâi trebuie să desenăm. Deci aici intră un pic de experiență. Deci trebuie predimensionarea, se poate face ori de mână, adică să începeți să calculați, dar oricum ați face, trebuie să plecați de la ceva. Și atunci vă propun eu niște secțiuni și apoi după ce punem și forțe, facem combinații, o să facem chiar verificarea și dimensionarea finală. Dar, momentan să ne definim niște secțiuni transversale. Deci reveniți la secțiuni transversale. Da. Nu stâlp. La asta, secțiuni transversale. Și aici facem niște secțiuni transversale noi. Întrebarea mea este, grinda cu zăbrele de la statică, ce secțiune avea transversală bara? Era o țeavă, era un I? Va da direct caracteristice secțiunale, au I-ul și... Da. Bun. Le-a fost... Erau predetermine. Au fost de treabă. Bun. Deci nu vi s-a spus ce este. Nu. Bun. Eu o să vă spun ce să facem. Intrați la profile pereche. Dacă vă punea să calculați și caracteristice secționale la asta, dura 3 ore examen. La rezistența materialelor. Păi da, acum legăm cu cursul ăsta de știa, facem o legătură cu tot ce ați făcut până acum, cu statică, cu RM, cu dinamică, le punem pe tablă pe toate. Deci acum trebuie să alegem o secțiune transversală și o să facem din corniere. Deci alegeți pereche și a patra poză. Bun. Haideți să numim pe acesta talpă inferioară. Deci la nume, scriem talpă inferioară. Adică va fi elementul ăsta de jos, talpă inferioară a grinzii cu zăbrele. Din experiența voastră și pentru cine a luat examenul, care dintre tălpi este comprimată și care este întinsă? Deci asta e talpă inferioară. Inferioară. Perfect. Bun. Asta înseamnă că, în principiu, talpa inferioară ar trebui să aibă o secțiune transversală mai mică. Că oțelul lucrează foarte bine la întindere, la compresiune și pierde stabilitatea și atunci trebuie o secțiune mai mare. Deci asta este talpa mai mică. O să intrăm la... Avem aici A-ul acesta. A-ul acesta reprezintă guseu. Deci ca idee, ca să... Grinda asta cu zăbrele va fi alcătuită din profile L spate în spate. Profilele astea, ca să, în realitate, se vor suda de gusee, deci ele vor fi tăiate, dar vor fi niște gusee metalice, adică niște plăci metalice. Da, gusee. Așa, știți ce-s gusee. Bun. Avem. Exact. Și, practic, guseul ăsta metalic va fi între corniere. Și atunci asta trebuie să spunem aici. La fel, din experiență, eu vă recomand un 10 mm, vom face guseele și, practic, așa o să ne facă și programul profil. Bun. Următorul este să stabilim o secțiune transversală. Intrați la secțiune L și alegeți prima categorie, HFL equals, este profil cu aripi egale și să încercăm un 70-70:7. Și dăm OK. Deci, prima categorie, HFL equal, 70-70:7. Bun. Și cam atât. Dați-i doar OK. Și mai facem acum următoarea secțiune, la fel dând pe săgetuța asta. Deci va fi tot de tip corniere spate în spate. Și asta va fi talpa superioară, să-i dăm nume. O să fac din prima mai guseu tot de 10. Și la secțiune L, din prima categorie, să facem ceva mai mare. Să zicem 90-90:9. Eu nu știu cât o să fie, dar trebuie să plec de la ceva. Bun, dați-i OK. Vezi în ce... Deci mai introducem diagonalele. Le spuneți denumirea diagonale. La fel, guseul va fi de 10 mm.
Iar la secțiuni, tot din prima categorie, că asta e uzual pe piața noastră, diagonalele să le facem 60-65. Noi o să plecăm de la niște propuneri, iar după ce avem distribuția de forțe și de formație, o să luăm niște decizii ce secțiune trebuie. Până atunci îl facem mai simplu. Deci 60-65 diagonalele și cu asta vom desena și montanții. Dați OK. Și cam atât momentan, că vă ziceam, montanții desenăm tot cu cea de la diagonale. Îi dăm închidere. Și... Niciun. Se întâmplă același lucru. Da, dați închidere. Și acum, ca să nu desenăm bară cu bară, deși am putea să facem și lucrul ăsta, vom folosi un șablon. Deci vom face ferma parametric, că e mult mai simplu în situația asta. Dacă avem o fermă care nu se supune unei reguli, putem oricând să intervenim. De aceea vă rog să intrați în catalog șabloane. Îl găsiți în zona de introducere avansată, catalog șabloane. La principal sau la structură? La structură. Deci dacă sunteți în meniul principal, intrați în structură, introducere avansată, catalog șabloane. Iar aici veți găsi diferite conformații ale structurii. Deci conformații de cadru, turn, curbe. Ne interesează fermă 2D, fiindcă e o fermă care lucrează în plan și avem diferite forme pentru fermă. Deci cu diagonale descendente, cu diagonale ascendente, cu V-uri întoarse, V-uri în picioare și așa mai departe. Cu montanți, fără montanți. În cazul de față vom ce să zic, să alegem da, putem să alegem cu montanți, că o să punem pane. Da, haideți să luăm forma asta, fermă V. Luăm direct ferma asta și după putem adăuga montanți, dacă e necesar. Sau nu, nu. Faceți în felul următor, alegeți primul model și după vom elimina primele elemente. E mai bine să o facem cu montanți, că e destul de mare deschidere. Prima poză și dăm OK. Și acum avem niște parametri prin care ne construim ferma. Avem în stânga o descriere a parametrilor și o luăm încetul cu încetul. În primul rând, L mare reprezintă deschiderea totală a fermei noastre. L mare este 24 de metri distanța dintre stâlpi interacție. Deci puneți 24 la L mare. Aici, nu știu ce ai pus L mic. În fine, 24. După care avem H și HU. Deci H va fi înălțimea de plecare a fermei, iar HU este înălțimea suplimentară până la coamă. Da, mă gândeam cam 2 metri să ajungem, dar ce se întâmplă? Eu o să așez ferma în punctul ăsta dintre H și HU și aș fi vrut jumătate să meargă în jos. Deci H-ul meu să fie de fapt, da, un metru și un metru ar putea. Nu, 0,5 și 1,5. Așa ar fi bine. La revedere. Deci H-ul, haideți să-l punem. Gândesc. Da, puneți-l 0,5 H-ul și 1,5 o să fie H-ul. Momentan previzualizarea e dubioasă, faceți abstracții de ea. Și acum să ne gândim la panouri. Deci N-ul și M-ul, observați N egal 2, M egal 1 aici, ca exemplu, se referă în câte panouri împart fermă. Adică în câți montanți sau în câte împart aici ferma noastră. La 2 metri, nu spunea? Sau ce a zis? Deci, în două părți și fiecare parte, că
Da, mă gândesc să punem din 2 în 2 metri. Deci ar fi cam 6. Puneți N-ul 6 și M-ul de asemenea 6. Deci șablonul ăsta este gândit să putem face ferme asimetrice în care sunt împărțiri diferite. Unde aș vrea să mai interveniți? La HD. HD este o contrasăgeată. O să lăsăm talpa inferioară paralelă cu solul. Deci puneți 0. HD-ul să fie 0. Da. Nu prea îmi place ferma asta cum e construită. Să mai schimbăm câte ceva la ea. Vreau să schimbăm 1 metru și 0,5. Deci faci un metru. Da, nu mai puțin. Vreau să-i dau o conformare mai stabilă, că ea să nu se răstoarne cu totul. Per total vreau să ajung la 2 metri. Da, puneți, vă rog, H-ul 1 metru și H-ul tot 1 metru. Ok. Bun. Și o lăsăm așa, nu-i facem contrasăgeată. E suficient. Deci ăsta e șablonul nostru de fermă. Putem în loc de BL să-i spunem fermă tip 1. Lucrul ăsta se practică pentru că puteți face niște șabloane de ferme pe care să le utilizați în orice alt proiect. Deci am făcut o conformare oarecum pe baza experienței să pot acoperi 24 de metri cu niște tronsoane. Dar totuși mă gândesc că mai bine punem cu nu, tot aia. Lăsați cu 6, cu 6. Deci așa sunt. Păi HD-ul să fie și el 0. Nu ai ales așa, prima poză, nu a Da, să fie primul șablon. Toți parametrii sunt identici? 6, 6, 24. Bun, dați-i OK. Și încă o dată OK. Și momentan v-aș ruga să așezați ferma deoparte, adică să o punem, nu știu, puneți aici lângă, în următoarea travee. Din simplu motiv că vreau să o modificăm un pic. Îi dați un click și apoi escape, că ea rămâne agățată și ar mai pune și altele. Între sau nu neapărat. Nu, dați un escape și mai intrați odată, că am uitat să vă zic ceva important, să schimbăm secțiunile. Dați un escape și intrați din nou pe șabloane și editați-le. Că nu am pus secțiunile transversale, deși le-am definit. Ați La revenit la principal, setă? Da, și editare. Iar aici v-aș ruga să schimbăm un pic. BB se referă la talpa inferioară, la un bottom. Puneți talpă inferioară. BU, puneți talpă superioară. Iar la D lăsați diagonale. Deci astea erau secțiunile transversale, dar am uitat să le atribui și... Da, deci ultimele două sunt diagonale, prima e talpă inferioară, a doua talpă superioară. Ok, și puneți-l tot acolo, lângă. Și ischi. Bun. Acum, la această grindă cu zăbrele, vom face niște mici modificări și prelucrări. Pentru că nu-mi convine exact cum e alcătuită, ci vreau să facem, să o aranjăm puțin. Deci, în primul rând, vreau să selectăm primul montant și ultimul montant. Îl selectăm dând click pe el și apăsați delete de la tastatură și confirmare, ok. Fiindcă vreau ferma să se așeze cu vârful ăsta direct pe stâlpul metalic. Nu vreau acel tronson.
Și apoi vreau să prelucrăm un pic, să barele astea să se taie la intersecții, ca să avem un control mai bun când vom defini lungimea de flambaj. Mai exact, cum o să facem? Aveți aici niște direcții de vizualizare. Am, de exemplu, vedere în direcția X, în care mă uit în lung. Vedere în direcția Y, mă uit în lungul axei Y. Z, mă uit în plan. Următorul este o vedere izometrică. Ce aș fi vrut este să ne uităm în lungul lui X și să selectăm toată această fermă. Și apoi să revenim în vederea izometrică, adică această vedere axo. Le aveți pe undeva cu albastru. În izometrică. Adică mai pe românește vreau să selectați fermă și atât, să nu selectați stâlp. Și apoi vreau să punem programul să taie elementele la intersecții. Este ca o cruce cu galben. O găsiți? Tăiere la intersecții. Deci vreau elementele să fie tăiate la intersecții. Da, noastră le aveți sus. Eu le-am mutat, dar n-am stat să vă arăt cum. Da, găsiți pe sus, e un buton cu o cruce și patru săgeți care ies. Se numește tăiere la intersecție, comanda. Ați găsit-o? Deci după cu ferma selectată, tăiere la intersecții și atunci... Da, deci cu ferma... Bun, deci am zis tăiere la intersecții că acum putem elimina tronsoanele nedorite, adică bucata asta și bucata asta. Le selectăm și dăm delete. Ca idee, dacă dumneavoastră selectați un nod și țineți pe control, apăsați pe click dreapta, programul rotește în jurul acelui nod. Dacă nu selectați nimic, când rotiți, rotește în jurul a ce vrea el. Dacă eu selectez nodul și țin pe control, se rotește fix în jurul a ce am selectat. Bun. Haideți, acum dacă vă descurcați cu rotitul și selectatul, luați ferma, adică o selectăm și să o mutăm pe capetele stâlpului. Deci o selectez, dau click dreapta și aleg mutare. Și după o agăț de acest punct și o așez pe stâlp. N-am înțeles. Deci vă ziceam că șabloanele rar pot rezolva o situație complet. De exemplu aici, vreau acum să schimbăm secțiunea transversală pentru talpa inferioară, pentru diagonala asta devine un membru, va avea o continuitate să fie fix ca talpa inferioară. Deci vreau să selectați diagonalele acestea de început. Și din proprietăți schimbăm secțiunea transversală pe talpă inferioară. Nu e nevoie. În știa rămâne, pur și simplu se selectează și fără control. Dacă țineți pe control, nu se întâmplă nimic special. Și acum vreau să vă arăt cum facem să selectăm toate elementele ce au secțiunea transversală talpă superioară. Fiindcă și aici talpa superioară vreau să o selectăm și să o rotim cu 180 de grade. Cum facem? Fiindcă deja e complicat să stați să dați atâtea click-uri. Ca să le selectăm pe toate elementele ce au o proprietate comună, adică secțiunea transversală, faceți click pe orice element de sus din talpa superioară și apoi alegeți secțiunea transversală ca și criteriu de filtrare. Adică fac click pe cuvântul secțiune transversală și sus există o pâlnie cu un fulger care acționează ca un filtru
și îmi spune selecție elemente prin proprietate. Dacă apelați funcția, se selectează toate elementele ce au această proprietate. Deci comut unghiul alfa 180. Asta voiam. Să întoarcem secțiunea transversală. Bun. Păi până aici lucrurile au mers foarte frumos. E timpul să multiplicăm cadrul. Nu, nu o să distanțeze pe guse. Momentan nu avem nevoie, că din punct de vedere al analizei structurale, știa va calcula bețele astea. Deci el face ca la statică. Nici la statică nu ați considera guseile. Asta face și el. Deci face un model analitic și după vedem cum tratează în binări. El este cadru plan, însă acum vrem să facem să lucreze spațial. Bun. Haideți să multiplicăm cadrul acesta. Multiplicarea e foarte simplă. Selectăm tot ce am lucrat până acum și căutați o comandă numită copiere multiplă. E al treilea buton dintr-o serie. Se numește copiere multiplă și dacă l-ați găsit arată așa. Copiere multiplă. Că o include și pe cea inițială. Deci, ce vom face? Vom lua cadrul ăsta plan și îl ducem în fiecare deschidere. Și vom spune număr de copii 7, distanța după care va duce copiile, să dezactivăm distanța prin cursor, că o să o tastăm că știm distanța. Adică va fi o distanță pe direcția Y. Deci observați că în colțul din stânga avem o convenție de semne, un sistem cartezian X, Y, Z. Noi facem copierea în lungul axei Y. Și atunci o să scriem la Y 6 metri. Și apoi vom răspunde în partea dreaptă la niște întrebări. I-am spus că vreau 7 copii dispuse la 6 metri. Și asta mă întreabă, cum se definește distanța? Între două copii sau de la original către ultima copie? Dacă aș fi zis pe 56 de metri să-mi facă 7 copii, atunci alegeam de la original către ultima copie. În cazul de față, e bună prima opțiune între două copii. În rotir nu am impus. Programul poate face și o copiere polară cu rotir. Și cam atât. Vom da OK. Cred că trebuiau 6, nu 7. O să o ștergem pe ultima. Deci acum trebuie să completăm modelul spațial. Deci noi am rezolvat cât de cât cadrul transversal, dar pe longitudinal, gândiți-vă că o să acționeze vântul pe frontonul ăsta și împinge doar în stâlpii ăștia doi. Și săracii n-au cum să țină. Sau trebuie să-i armezi puternic. Față de varianta în care comunică cu ceilalți stâlpi prin niște elemente longitudinale. Deci pot să pun o grindă din beton cu care să comunic. Sau un sistem de contravântuiri, dar tot am nevoie de ceva longitudinal. Propunerea mea este să facem o grindă din beton, care vine cam la partea superioară, îmi leagă vârfurile stâlpilor, ca ei să conlucreze. În momentul în care vântul împinge pe fronton, el prin grindă împinge în toți ceilalți stâlpi și atunci răspunsul vine din partea a mai multor stâlpi. Deci haideți să facem exact așa. Scrieți, faceți element sau nu, puneți grindă, ca să folosim grindă. Și fiindcă nu am definit încă secțiunea transversală a grinzii, intrăm pe puncte-puncte. Și facem o secțiune nouă. De tip beton, dreptunghiul acesta, o grindă de 300 cu 500, e bine, să-i dăm grindă beton, grindă longitudinală. Da, așa vine, păi definită, îi dăm OK. Dăm închidere, OK, și ca idee aici o să fie pe axa Y. Deci ce înseamnă grindă? Până acum am lucrat cu stâlp, puteam lucra și cu elemente și am avea în grindă. Toate sunt bare, care au secțiune transversală și același tip de setări. Diferența este la orientarea elementului.
Deci grinda întotdeauna este orientată pe direcția X sau Y. De-aia vă rog să puneți axă Y și lungimea 6 metri. Da. Și de asemenea v-aș mai ruga o mică subtilitate, puneți axa de calcul sus și o să explic pe urmă. Inventăm noi o secțiune de 300 cu 500 din beton. Să-i dăm OK. Și acum pur și simplu punem grinda pe prima deschidere. Deci vă legați de baza stâlpului metalic. Păi printr-un click, activ. Și apoi s-o multiplicați. Dacă tot a mers așa ușor, să punem și pane. Ați auzit de pane? Da, sigur, trebuie puse. Altă nu stă tabla mea.